Bună ziua, bine v-am găsit la Șifonierul cu Whisky. Astăzi ne întoarcem după ceva timp în Statele Unite, mai exact în Kentucky. Vom vorbi despre o distilerie, să spunem, destul de celebră, care a câștigat mult teren în ultimul deceniu. Este vorba de Woodford Reserve. În episodul de astăzi vom analiza expresia Distiller Select, cea mai vândută, să spunem, expresie de la Woodford Reserve, cum s-ar spune, un fel de entry level. Iar în episodul următor vom analiza Straight Rye Whiskey, rye de la Woodford Reserve. Mă vedeți cu o sticluță mică, e deja începută o miniatură, pentru că trebuie să-mi iau niște notițe, să știu despre ce vorbesc, dar nu-mi plac surprizele, nu-mi place să fac pe moment partea de miros, gust și finish. Această miniatură am primit de 50 de ml sticluță, am primit-o de la Andrei Mureșan, care are blogul Firewater XO. Postează câte un review săptămânal, uneori și mai și la mai puține zile, deci urmăriți-l pe acel blog, este administrator al grupului pe Facebook Transylvania Whisky Club, unde mai postăm și noi ce vedeți și pe YouTube sau alte postări. Am primit-o ca schimb, am făcut acest schimb, am mai spus, am și avut o emisiune, în sensul că el și-a ales 12 umpluturi, cum s-ar spune, să le facem noi în sticle de 50 de ml, să le trimitem la Cluj de unde este el și el să ne dea 12 sticle de 50 de ml pe care le-am ales eu, nu noi. Și schimb. Hai să fim serioși, chiar dacă trăiți din câteva sute de euro sau chiar dacă trăiți din câteva mii de euro pe lună, banii de whisky nu o să vă ajungă niciodată. Fără schimburi de genul ăsta, nu cred că se poate. Întotdeauna vreți să cunoașteți ceva nou. Întotdeauna vreți să... Și nu o să vă permită... Nu puteți să cumpărați toate sticlele de pe lume, înțelegeți voi? La ce ofertă, ce paletă de whisky este acum pe piață. Și prin schimburi de genul ăsta, vă măriți experiența. Uitați în paharul. Și hai să nu mai o lungim. Vorbim despre expresia... ce frumos le-a pus cu logo sau... Distiller Select. Entry level-ul. Lăsăm să așeze puțin și eu să vă plictisesc. În sensul că azi vorbesc puțin tehnic, ceva istorie și apoi de-abia după aia începem. Că nu, așa sunt eu. Ăsta e felul meu de a fi. Până nu lămuresc lumea din toate punctele de vedere, nu se poate cu mine. Am văzut un reportaj acum 5 ani, cred, pe YouTube, referitor la această distilerie, Woodford Reserve. Și am rămas uimit de faptul că distileria are două linii de distilare, 6-4 stiluri, triplu distilează, în 4 stil bourbon. Și am rămas... A fost o enigmă pentru mine, în sensul că, băi, Woodford Reserve, am uitat să spun că aparține de corporația Brown-Forman, care deține Jack Daniel's, care deține Old Forester, un bourbon mai puțin cunoscut în Europa. Și dacă ați urmărit canalul, știți bine că deține Benriach, Glendronach și Glenglassaugh. V-am spus tranzacția pe care a făcut-o Billy Wacker. Lor le-a vândut cele trei distilerii la pachet. Și stăteam așa și mă întrebam, băi, totuși ca notorietate, când vorbim de whisky american în zilele noastre, primul lucru care vă vine în cap, n-a pompat de marketing, da, în filme, în seriale, peste tot,
atât manelari cât și rockeri apar cu sticla în față, da? Vă gândiți la Johnny Walker, la Jack Daniels. Apoi vă gândiți la Jim Beam. Apoi vă gândiți la Wild Turkey. Ca notorietate de whisky american mă refer. Pe locul 4, ca notorietate, cred că ar fi Knapp Creek-ul și Maker's Mark-ul și în aceeași zonă, deci pe locul 4, ca notorietate, intră și Woodford Reserve. O distilerie care are depozite de 165.000 de barreluri de butoaie. Și stați așa și vă întrebați, băi, cum o distilerie care are 4 stiluri, ca distileriile din Scoția, alea micuțe, dar nu se compară cu monștrii bourbon din Statele Unite, poate avea depozite de 165.000 de litri. 165.000 de butoaie. De 200 de litri. Având doar 6 pastiluri. Acum poate ori avea mai mult. Eu știu când am văzut reportajul că în 2014 sau 2015 ei aveau doar 6 pastiluri. Pastilul de oaș având doar 9500 de litri. Și apoi m-am interesat eu și am aflat că de fapt bourbonul de la Woodford Reserve New Make-ul este o amestecătură de New Make produs la pastil triplu distilat până la 79 de grade concentrație alcoolică New Make-ul. Triplu distilat, deci cam în stil irlandez. Amestecat cu pastilurile sunt aduse din Scoția. Deci sunt pastiluri făcute de scoțieni. Amestecat cu New Make de la Brown-Forman distileria proprie, care se află la 12 km și are coloane. Și produce la greu. Iar producând atât de deci răspunsul. Pentru că grosul este distilat în coloană New Make de la distileria Brown-Forman la 12 km, nu mai știu ce oraș, am uitat orașul. Orașul comunică din genul ăsta Shelby, am uitat. Nu mai are importanță. Am uitat să spun că distileria se află în County Woodford. Da, asta și numele Woodford Reserve. Din Kentucky. Aha! Deci de asta dita mai distribuția în lume, de asta dita mai depozitele, pentru că grosul este până la urmă distilat în coloană la Woodford Reserve, care vine de la Brown-Forman. De asta am căutat ca prostul capacitatea distileriei, să vă spun, și n-am găsit-o. Pentru că distileria, de fapt, își împarte New Make-ul între ce fac ei la pastil cu Woodford și ce primesc de la Brown-Forman. Distileria arată ca una scoțiană sau irlandeză, dacă vă duceți la ea. Folosește washback-uri din lemn ca distileriile scoțiene, ca distileriile scoțiene, multe dintre ele de single malt. Când în Statele Unite nu mai folosește nimeni washback-uri, bine, americanii nu le spun washback-uri, le spun fermenters. Adică locul unde se ține la fermentat drojdia cu wortul. Wortul obținut din... V-am spus ce înseamnă wortul. Vă uitați-vă la sprimer. Wortul obținut din... Nu numai din malți. Porumb, secară, grâu și malți din ors. Dar folosesc washback-uri de lemn. Majoritatea distileriilor din Statele... Toate, nu că majoritatea, toate distileriile... Astea artizanale mai folosesc de lemn, dar distilerile majore din Statele Unite de bourbon folosesc inox pentru washback-uri. Wash-ul ei nu numesc wash americanii, adică ce iese după fermentare. Wash-ul... mă bruiez. Wash-ul are 10 grade concentrație alcoolică la Woodford Reserve. Bine, americanii nu numesc wash. Ei numesc distiller's beer, berea distillerului, așa o numesc. Și distilează până la... Ok, am luat cu alte chestii. Ce voiam să spun? Așa se obține o amestecătură de pastil, de New Make, de pastil cu New Make din coloane.
Acum că v-am dat niște detalii tehnice, hai să ne întoarcem la subiectul care plictisește lumea, dar eu tot insist pe el. Am luat sticla asta că scrie întotdeauna pe sticlă, e același lucru, scrie pe fiecare sticlă, de la 1812, mă lăsați. Știți că americanii suferă de acest complex, că ei n-au istorie și în fața scoțienilor sau irlandezilor, când vine vorba de whisky, chiar n-au istorie. Adică prima distilerie serioasă, v-am spus, la americani de-abia în 1870 a apărut, a fost Buffalo Trace, fondată de E.H. Taylor, antreprenorul respectiv. Cred că poate una asemănătoare ca importanță, volum mă refer, serioasă în adevăratul sens al cuvântului, nu distilerie de fermă, a fost Handy în Louisiana, distilerie de secară, pe la 1850 și ceva, dar cu adevărat serioasă a fost Buffalo Trace. Dar americanii suferă de acest complex. Dacă lumea nu începe cu ei și nu se termină cu ei, nu se simt bine, înțelegeți? Și de asta o să vă bage întotdeauna, când e vorba de nu știu ce bourbon, o să vă întoarcă de la nea tataie Gicu, care mergea cu cazanul și producea munșa. Ei își lungesc istoria până la nea tataie, care dacă nea tataie producea într-un... făcea un munșa înamărât într-un graj, într-un hambar, în nu știu ce loc bătut de soartă, prin Kentucky, la nu știu cât, ei zic, începuturile distileriei noastre de acolo, înțelegeți? Lungeală din aia ieftină. Dar o să mă vă nevoie să vă spun, aparținut familiei Pepper, a existat un Elijah Pepper, un moonshiner, bine, ei spun că făcea bourbon, nu făcea bourbon, bourbonul de-abia în 1820-1830 a început să fie făcut, maturat în butoaie virgine, dar făcea moonshine. A avut un fiu, Oscar Pepper, care de-abia la 1838, la 1812 ăsta s-a stabilit prin zona respectivă, dar pe sticlă scrie 1812. Nu, de-abia fisul a făcut prima distilerie de fermă, cum s-ar spune, la 1838 și a avut nume pentru prima oară. Distileria a numit-o Old Oscar Pepper Distillery. Iar se laudă cu faptul că Oscar Pepper ăsta l-a adus la distilerie, distileria de fermă până la urmă, pe James Crow sau Dr. Crow, cum mai este numit, care era scoțian, scoțian și era doctor și chimist în același timp și a zis să-și încerce să intre în linia asta a distilării, că se scot bani și a devenit master distiller la distileria de fermă al ăstuia Oscar Pepper. V-am mai spus când am făcut istoria bourbonului în trei părți. Căutați episoadele, nu mai știu cât, 50 ceva, uitați-vă în urmă, nu vă dau mură în urmă, nici eu nu mai știu ce episoade. Și am vorbit atunci că lui se atribuie termenul de sour mash. Știți ce înseamnă bourbon cu conceptul de sour mash, în sensul că am explicat și la Maker's Mark, reziduri fermentate deja din distilarea anterioară sunt amestecate cu nou mash pentru a asigura un corp mai solid și să facă bourbon un pic mai dulce, așa spun ei. Maker's Mark se laudă pe sticle cu acest lucru, sour mash. Woodford Reserve nu se laudă, deși folosesc sour mash, dar doar 6% din mash este format din reziduri. Așa că am impresia că Maker's Mark au peste 10 sau 15% din rezidurile. Nu sunt sigur. Dar 6% înseamnă puțin, de asta nici nu scriu. V-am mai spus că, vezi, domne, el a patentat termenul de sour mash, dar ar cam fi un fraudulos, un tip care a cumpărat această rețetă de la o văduvă care avea bărbatul, l-a murise bărbatul și bărbatul ei făcea moonshine și folosea tipul ăsta de rețetă și el a cumpărat-o și și-a atribuit apoi numele. În 1865 distileria a fost preluată de fiul lui Oscar Pepper,
James E. Pepper, ați auzit de secara James E. Pepper sau bourbonul James E. Pepper, nu știu exact care e legătura între James E. Pepper și... Mai îmi crezea că James E. Pepper, raiul și bourbonul nici nu se fac în Kentucky, e o chestie doar de marketing. Ăsta a ținut puțin distileria așa și v-am spus, cred că când am vorbit despre Buffalo Trace, că această distilerie Old Oscar Pepper Distillery a fost și pentru puțin timp în mâinile lui E.H. Taylor, cel care a făcut Buffalo Trace, și apoi a vândut-o în 1878 unor tipi, doi tipi, Labrot and Graham, și Labrot și Graham, am uitat prenumele lor, nu bat capul, și de-abia atunci această distilerie a devenit cu adevărat serioasă, deci de-abia în 1878. Făceau bourbon și bourbonul se numea LNG, adică L și G de la Labrot and Graham. Ăștia au, ei și descendenții lor au deținut-o până în 1941, bine, au oprit în perioada prohibiției producerea, până în 1941, când corporația Brown-Forman a preluat-o. Brown-Forman era o corporație farmaceutică, bine, a început ca o, corporație farmaceutică pe la 1878-1880, știți, vindea elixire, elixiruri din alea tâmpite, de fapt băuturi alcoolice cu diferite infuzii de plante și lumea chiar credea în prostii de genul ăsta și încă mai crede. Și în 1941 au preluat ei, pentru că na, începuse cel de-al doilea război mondial pentru americani și aia nu și-au mai permis să țină. V-am mai spus iar în istoria, când am vorbit despre istoria bourbonului și raiului, că în odată ce au intrat americanii în, în 6 decembrie 1941 în război, distilleriile de bourbon au fost reprofilate, în sensul că gata, terminați producția de bourbon, faceți alcool pentru armată. Alcool folosit în scopuri chimice, pentru armament, pentru... Da, nu mă pricep. Și Brown-Forman au luat-o și au zis că dau lovitura după ce se termină cel de-al doilea război mondial. Au zis, ok, acum să-mi vedeți voi ce... A, și v-am mai spus, mă repet acum, dacă ați urmărit episoadele Istoria Bourbonului în trei părți, cu Istoria Bourbonului, înțelegeți că ce a urmat după aceea. Mișcarea hipiotă, în care băuturi de genul bourbon sau rai, specific 100% americane, cum s-ar spune, erau considerate băuturi de țărani, rasiști și chestii de genul ăsta. Noi suntem liberi în ziua. Vedeți ce se întâmplă și în zilele noastre, că măcar hipioții aia în anii 60-70 aveau câte ceva... Ok, mă opresc. Măcar erau mai fondate lucrurile la ei, comparativ cu ce se întâmplă în ziua de astăzi. Da, hai, nu intrăm în alte subiecte. Și normal că tinerii refuzau astfel de băuturi. Ei beau vodka, beau gin, beau bere și fumau. Mult, mult, mult fumau oamenii aia, nu urmă. Prostii. În general, drogurile mă scârbesc, înțelegeți? Sunt așa old school. Eu sunt așa mai de modă veche. Apoi era categoria de mijloc a celor din Statele Unite, care vorba aia, cum să mă ating eu de rai, de bourbon. Noi bem blended scotch, că asta e la modă, asta e stilat în ziua de astăzi, bem coniac din Franța. Și nu se atingeau de bourbon. Și normal că bourbonul a intrat într-o perioadă nasoală. Și în 1959, distileria Woodford Reserve, nu se numea Woodford Reserve, la vremea respectivă se numea în continuare LNG, adică Labrot and Graham.
și-a închis porțile, au ținut-o așa în mothballed, în sensul că naftalină. Și până la urmă, că au văzut cei de la Brown-Forman că nu se îndreaptă lucrurile, ba chiar continuă, persistă ca bourbonul să fie băgat în umbră și să intre într-un declin total, au vândut distileria în 1971 unui fermier. Unui fermier local. Cine știe ce dracu a făcut ăla cu ea, că a reprofilat-o, să o folosească pentru hambar, pentru nici nu știu ce a făcut. Că nu există date între 1971 și până în 1993, deci 22 de ani nu sunt cunoscuți cu această distilerie. Până când în 1993, Brown-Forman au zis, hai să ne recumpărăm. Și s-au dus la fermier și și-au recumpărat distileria, au modernizat-o, că ăla bănuiesc o reprofilase în ce avea el nevoie, și au făcut-o și în 1996 au început să producă bourbonul Wood for Reserve. Au simțit ei, au văzut pe semne că single malt-ul e din ce în ce mai popular în anii 90 și au zis, ok, dacă single malt-ul e din ce în ce mai popular, cu siguranță și bourbonul va deveni la modă, și au ghicit. Și în 2003 au scos brandul ăsta Wood for Reserve. Și în 2003 au schimbat și numele distileriei din LNG, Labrador & Graham, au schimbat-o în Woodford Reserve. În 2011-2013 au făcut o investiție de peste 35 de milioane de dolari în distilerie. Și de atunci distileria e pe val, cum s-ar spune. Foarte multe expresii, de la o singură expresie asta clasică, au ajuns la foarte, foarte multe expresii în ziua de astăzi. Acum, hai să ne întoarcem la oile noastre. Noi aici avem expresia de bază, Wood for Reserve Entry Level-ul. Îl găsiți la noi la 140-150 de lei. Nu este un bourbon nici foarte ieftin, dar nu este nici foarte scump. Din păcate, pentru Europa e la doar 43,2% alcool, pentru Statele Unite 45,2% alcool, dar știți, europenii cam înghit orice. De vreo câteva zeci de ani, europenii cam înghit orice. Și single malturile de 40% alcool în Europa pleacă către Statele Unite la 43% alcool. Dar las că europenii înghit, nu e problemă. Înghițim de toate. Vârstă, 6-7 ani, vechime, deși nu este scris, 6-7 ani pe sticlă, 6-7 ani pentru bourbon sau pentru rye din Kentucky este o durată, o maturare medie, echivalentul a 12-14 ani în Scoția. Mash bill-ul, 72% porumb, 18% rye, secară și 10% malts. Mash bill absolut convențional, tradițional pentru bourbon, nimic deosebit. Hai să trecem și la degustare, că asta interesează pe toată lumea. Mi-am adus niște notițe pentru că mi le-am luat cu 15-20 de minute înainte să începem tragerea, pentru că nu sunt obișnuit, e miniatură. Și vreau să nu uit ceva. Cara mea, un pic agresiv la nas, un pic, nu mult, ghimbir, sirop de porumb, dulce, foarte dulce miros, parcă un porumb dulce, 72% în mash bill se observă, porumb, vanilie, cafea cu lapte, Ness, ghimbir, am mai spus. Și aici e un miros ciudățel, de părerea mea, îmi dă impresia de ojă. Mirosul e foarte frumos, original pentru un bourbon, adică îți poți da seama că este Wood for Reserve, are oarecare originalitate. Mă deranjează un
pic simt, nu mă deranjează, mă și atrage în același timp, dar mirosul acela de orjă. Pentru că, dar îmi dă senzația de confecționat un pic. Repet, un pic agresiv în nări. Hai să și vedem. Dulce. Primul lucru care te izbește la el, are un pic cam tare pentru 43,2% alcool. Dacă aș fi fost la blind taste, aș fi spus că are 45, cel puțin 45. Primul lucru care te izbește este lemnul. Foarte, foarte lemnos, lemn proaspăt. Și apoi senzația de gură pungă, de piele, piele întoarsă. Apoi devine dulce, vanilie, caramel specifice bourbonului, iar porumb dulce, nu are un gust foarte complex, mai interesant și mai complex mi s-a părut mirosul. Uite, vezi ce ușor se... Dacă nu e Otilia aici, că avem doar o cantitate mică, miniatură. Și nu ne lungim la partea de miros gust. Deci vedeți, dacă nu e, trebuie să-i oprești și puțin. Finish. Mediu. Foarte, foarte uscat și lemnos. Și un pic mentă. Concluziile finale. V-am mai spus că eu sunt foarte ciudat cu whisky-urile și cred că și voi sunteți fiecare cu amintirile sale. Mie îmi dă senzația de adolescență. Mă face să mă gândesc la o anumită fată, o fac geloasă pe Otilia acum, dar era în adolescență, când fata respectivă își făcea oja, își făcea unghiile, și își făcea la picioare și dădea cu oja, și avea masa plină, erau cereale cu lapte, numai dulciuri. Deci, fără să vreau, eu sunt dus în adolescență, când eram alături dimineața de acea fată, care își făcea oja, își făcea unghiile cu oja și masa era plină de cereale și dulciuri și tâmpenii ce mânca aia dimineața. Fără să vrei, whisky scoate anumite sertare ale amintirilor. Aia era în adolescență, fiecare a avut adolescența sa. Ca notă. Hai că ți-am oprit. Ca notă 88, e un bourbon foarte bun, nu este extraordinar de complex. Surprins pentru că nu l-aveam în casă, am preferat să iau secara și aș mai fi luat altceva de la Woodford, aș fi luat chestii un pic mai scumpe. Am zis că ăsta cred că e un bourbon normal, nimic deosebit, mai ales 43,2%, v-am spus, în general, când e vorba de bourbon-uri, caut de la 45 în sus, că am nevoie de kick-ul respectiv. Și surprins, extraordinar de plăcut, surprins, original, la partea de gust, din păcate, nu foarte complex, dar complex la nas pentru un bourbon, 88. Hai să nu mai lungim. Pa, pa, pe data viitoare.